la tuturor! Bine ați venit la cel de-al 13-lea webinar împreună online, seria de webinarii pe care Universitatea Politehnică din Timișoara le organizează în colaborare cu Asociația IEEE, capitolul din România, Asociația Internațională EDEN, cu Asociația Română a Universităților Tehnice. Am inițiat aceste webinarii în aprilie 2020 ca un fel de răspuns la situația pandemică, mai ales cu privire la educație, dar am încercat să le creăm de fapt și să le creionăm constant ca un suport, ca un mod de a colabora între diverse entități. Nu sunt gândite doar ca și niște webinarii de informare sau de instruire, ci sunt întotdeauna gândite mai mult ca niște webinarii care să sprijine, să ajute lumea să colaboreze, să se găsească soluții împreună la situațiile care ne apar, pentru că ele sunt de cele mai multe ori similare, dacă nu chiar identice. Dacă săptămâna trecută, la cel de-a 12-lea webinar, m-am bucurat să avem alături de noi pe cei patru rectori, sau mă rog, de la USAMVB, reprezentantul rectorii, cei doi prorectori, de la Universitățile de Stat din Timișoara, deci Universitatea Politehnică din Timișoara, Universitatea de Vest, Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Regele Mihai I a Banatului Timișoara. De această dată îi avem alături de noi, tot de la cele patru universități din Timișoara, pe reprezentanții studenților, pe studenții care reprezintă studenții și organizațiile studențești din aceste universități în consiliile de administrație ale universităților. Și am să-mi permit să îi prezint. Am uitat să mă prezint pe mine, pentru cei care nu știu și care n-au mai urmărit aceste webinarii. Sunt Diana Andone, sunt directorul Centrului de e-learning de la Universitatea Politehnică din Timișoara. Și am să-i prezint în teren, să zicem eu așa, o ordine complet aleatoară, de fapt. Alexandru Iliescu, de la Universitatea Politehnică din Timișoara. Bună ziua! Adrian Bereha, de la Universitatea de Vest din Timișoara. Bună ziua tuturor! Bogdan Giurgiu, care este de la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Bună ziua și mulțumesc de invitație! Gabriel Orghici, de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului. Bună ziua, bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult că suntem cu toții alături în acest moment și în acest webinar, fiindcă pentru două dintre universitățile din Timișoara a început deja anul universitar, pentru două va începe de luni anul universitar. În aceste condiții am să încep cu cele două universități care deja au început anul universitar și am să le întreb cum a fost, ce s-a întâmplat, cum este după primele trei zile din acest an universitar atipic, în continuare, 2020-2021. Alexandru Iliescu, de la Politehnica din Timișoara. Bună ziua încă o dată și mulțumesc de invitație. Da, la Universitatea Politehnică Timișoara, anul universitar a început de trei zile, chiar astăzi este cea de-a treia zi. Avem patru facultăți din cele 10 din UPT care au început fizic cu studenții de anul întâi. A fost cumva un mod diferit de a începe anul. Au fost prezentări atât generale pe universitate cât și prezentări pe fiecare facultate, lucru care în momentul în care se desfășura totul fizic nu existau decât la nivel de facultate. Apar anumite nelămuriri și anumite probleme sesizate de studenți, mai ales cei de anul întâi, pentru că e clar că nu au de unde să știe toate lucrurile ce se întâmplă la universitate, dar noi la UPT ne-am asigurat că putem să le răspundem tuturor celor care au nelămuriri. Fiecare componentă care ar trebui să vizeze studenții din universitate s-a pregătit conform lucrurilor pe care voia să le ofere studenților. De exemplu, cei care se ocupă de partea de platforme au pregătit diverse traininguri pentru studenții de anul întâi, astfel încât să învețe cum să folosească acele platforme online. Centrul de consiliere a avut prezentări atât online cât și fizice în funcție de disponibilitatea studenților.
Organizațiile la fel și-au pregătit diverse activități care acum trebuie să se desfășoare în online, astfel încât să nu-i piardă pe studenții din anul întâi și chiar să îi integreze în comunitatea academică. Cred că în mare ne-am descurcat cu acest început de an universitar. E clar că a fost mai greu și totul a trebuit mutat în online, doar că dacă există înțelegere din partea studenților, cred că toți cei implicați în partea de oferire a procesului didactic și procesului care nu ține partea didactică, toți aceștia vor încerca să ducă la un nivel ridicat toată partea asta și să nu existe probleme, astfel încât anul să decurgă cât mai bine, chiar dacă se întâmplă în online, cel puțin în momentul de față. Da, într-adevăr, a fost, să zicem, un început puternic atipic pentru Politehnica din Timișoara, dar un început frumos. Am avut o deschidere online cu mii de participanți pe diverse platforme, cu studenți care au avut două zile de sesiuni de training, mai ales la anul întâi. Acum, haideți să vedem ce s-a întâmplat la Universitatea de Medicină și Farmacie, pentru că și ei au început școala de luni și la ei este mult mai dificil decât poate pentru Politehnică. Bogdan Giurgiu, de la Universitatea de Medicină și Farmacie. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și salut pe această cale pe toți cei care ne urmăresc. Într-adevăr, a fost un început de an cum nu s-a mai pomenit în istoria de 75 de ani a universității. Deschiderea, primul contact cu Universitatea de Medicină pe care Boboci ar fi trebuit să o aibă, s-a ținut în mediul online, sub forma unui webinar, și cursurile la absolut toate facultățile Universității de Medicină, fără niciun fel de excepție, sunt ținute în mediul online, la fel și laboratoarele. Dat fiind acest lucru, în momentul în care s-a anunțat decizia de susținere în online și având în vedere și specificul domeniului pe care îl studiem, a existat o oarecare nemulțumire din partea studenților, mai mult din partea studenților care încep facultatea și se află în anul întâi, pentru că, bineînțeles, este foarte dificil să începi să studiezi la medicină, să nu ai niciun fel de contact. Și s-a materializat sub forma unor petiții, dar situația epidemiologică nu a permis acest lucru. În mare parte, toate laboratoarele care s-au ținut săptămâna aceasta s-au ținut sub formă de videoconferință pe Zoom. Șefii de serie au primit respectivul link și au fost nevoiți să-l trimită colegilor lor. Și așa s-a asigurat măcar o cunoaștere, un contact minim pe care l-au avut studenții, mai ales cei care au început, cu cadrele lor didactice. În ce privește organizațiile studențești, SSMT-ul își desfășoară activitatea momentan în mediul online. Deja s-au făcut tot felul de activități de recrutare și de prezentare pe principalele grupuri studențești ale facultății. Și se vor desfășura, bineînțeles, proiecte, workshop-uri, sesiuni de training pentru studenții care sunt noi în această universitate și se va susține și un congres, dar asta în luna martie și în principiu se susține în mediul online, dar dacă situația epidemiologică o va permite, dat fiind faptul și că există multe activități practice, se vor încerca pe cât posibil ce se poate face în format fizic să se facă în format fizic. Deci, după cum observăm, toate activitățile pe care le desfășurăm în universitate stau sub semnul online-ului și există o incertitudine, întrucât situația se reevaluează lunar, așa cum a spus și domnul rector săptămâna trecută. În funcție de situația epidemiologică, se poate decide dacă se va trece în sistem hibrid sau dacă se va rămâne în sistem online. Din partea celor care sunt membri și în organizarea acestor societăți studențești, există toată disponibilitatea și ei au făcut deja tot felul de activități și training-uri cu studenții de anul întâi, prin care li s-au explicat toate lucrurile
care erau necesare unei integrări mai bine în cadrul universității. Din păcate, nu s-a putut face clasicul tur al universității cu toate corpurile de la spitale și corpurile Universității Medicină 1, Medicină 2, care se desfășura înainte de a începe fizic anul universitar, din cauza situației generate de pandemie, dar sperăm că în scurt timp va fi posibil și acest lucru. Da, mulțumim foarte mult. Într-adevăr, este mult mai greu la medicină. Suntem foarte convinși de acest lucru, că fiindcă spitalele sunt închise și așa cum domnul rector Crețu a spus că mulți dintre studenți vor ajunge studenți voluntari dacă situația se înrăutățește. Deci, într-adevăr, este mult mai greu la medicină. Dar sunt două universități din Timișoara care se pregătesc puternic, să putem spune pe ultimii 50 de metri înainte de începerea anului universitar. Haideți să vedem cum e la Universitatea de Vest. Adrian Breha? Bună ziua tuturor încă o dată și vă mulțumesc pentru invitație și vă felicit și pe această cală pentru inițiativă. La Universitatea de Vest din Timișoara pot spune că da, suntem pe ultima 100 de metri, dar chiar am și pregătit totul pentru începerea anului universitar. Mai exact 5 din 11 facultăți vor avea activitate didactică în online. Și o să fie predominant cei care o să vină hibrid, cursurile le vor pregăti în online, iar activitatea care necesită mai multă interacțiune fizică o să fie hibridă, o să fie la fiecare facultate în parte. Începând de luni, începe și săptămâna de inițiere, mai exact în data de 28, o să fie ceremonia de deschidere în online, iar seara se pregătește festivalul Univibes. Va fi, practic, cam fiecare an, un festival destinat studenților care să se bucure de câteva trupe din țară. De asemenea, noi ne pregătim și pe ultima 100 de metri, noi studenții, ne asigurăm că toate regulamentele în perioada aceasta sunt bine puse la punct, sunt puse mecanisme în aplicare pentru ca, indiferent dacă e student în online sau student fizic aici pentru toate activitățile, toți vor avea acces la educație, acces la toate informațiile necesare pentru a parcurge disciplinele și pentru a promova. De asemenea, în cadrul săptămânii de inițiere vor fi cursuri introductive, vor fi în principal întâlniri cu decanii de an, vor fi și activități pregătite de către noi, Organizația Studenților Universitatea de Vest din Timișoara, pentru a introduce studenții din online cu activități pregătite special pentru ei, dar nici cei care o să fie aici nu o să fie neglijați, dacă pot spune așa, fiindcă pregătim de pildă târguri ale organizațiilor și cât un treci an pentru a face mai facilă cunoașterea orașului Timișoara. Pot spune că, da, sunt de pe ultima 100 de metri, dar fiindcă am prins săptămâna aceasta când am putut să rezolvăm ultimele lucruri cum trebuie, consider că a fost destul de benefică partea aceasta și că putem să începem în forță pentru studenți și să ne asigurăm și pe parcurs că totul să fie în regulă, fiindcă, în primul rând, noi suntem foarte disponibili să ascultăm ce probleme apar pe parcurs și cum putem să le soluționăm. Scuze, da, este într-adevăr foarte, foarte important și îmi place acest treasure hunt pe care voi îl veți începe cumva într-un mediu online pentru a cunoaște Timișoara. Chiar e bună ideea, felicitări pentru ea. Gabriel Orghici, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară. Voi sunteți mai norocoși că aveți un campus așa mai exclus și sunteți un grup mult mai unit, ați fost întotdeauna de studenți. Haideți să vedem! Bună ziua! Numele meu este Orghici Gabriel, președinte la Liga Studenților. Noi suntem, spun, cei mai norocoși dintre cele patru universități din două puncte de vedere. Unul, că avem campus închis, unde se poate controla dintr-un anumit punct de vedere situația epidemiologică a acestui virus, a SARS-CoV-2.
Și cea de-a doua parte, avem celelalte trei universități care vor începe înaintea noastră. Deschiderea anului universitar în Universitatea de Științe Agricole va fi joi, 1 octombrie. În 1 octombrie se vor începe și cazările, vor dura 4 zile, se vor face pe facultăți, pe cămine și pe ani de studii. Am alocat acest an 4 zile cazărilor, cu normele de distanțare, cu normele de dezinfecție. Studenții vor primi pliante, au și primit repartizările în camere în fiecare facultate, de la fiecare decan de an. Am avut o legătură foarte strânsă cu prorectoratele, cu prorectoratul care ține legătura cu studenții, cu domnul prorector Stanciu Sorin. Ne pregătim de foarte mult timp și vom începe, ținând cont că avem și medicină veterinară, eu sunt student doctorand la Facultatea de Medicină Veterinară, secția infecțioase, ne pregătim și pentru meviști, mediciniști, cei care trebuie să pună mâna. Frații noștri de la confrații noștri la medicină umană, am înțeles că sunt doar online, nu sunt pro-online, prefer hibrid în această perioadă și cer și rog studenții, dar cer impetuos studenților pe care îi reprezint, să fie responsabili în această perioadă. Este un virus păcătos cu care nu avem voie să ne jucăm. Nu pentru noi, că suntem tineri, dar pentru cei de lângă noi. În ceea ce privește cazarea studenților în cămilele noastre, se va face la 50% din efectiv. Noi dispunem de 1350, aproape 1400 de locuri efective. Anul acesta vom avea undeva la 750 de studenți cu norma de cazare de 2 studenți pe cameră și vom menține prețurile de anul trecut. Nu am crescut, chiar dacă vor rămâne 2 în cameră, vor plăti același preț. Avem camere de carantinare, camere de izolare și sperăm ca totul să fie perfect. Da, mulțumesc foarte mult, Gabriel. Ai luat-o cumva înainte, fiindcă întrebările despre cămine și despre cazare vor veni. Eu acum vreau să văd ce ați pregătit pentru anul întâi, ce care ați început, iar ceilalți ce veți pregăti. Adrian a zis deja ceva, că veți pregătește și un treasure. Haideți să vedem Alexandru Iliescu la Politehnică. Ce a fost? Cum a fost? Ei, pentru anul întâi, fiecare organizație din facultate și-a pregătit cumva niște materiale de prezentare atât a organizației cât și a informațiilor pe care studenții de anul întâi ar trebui să le cunoască, materiale de cum să citești orarul, cum să-l înțelegi, ce înseamnă anumite lucruri de pe orar, care sunt lucrurile de care ai nevoie tu ca student în primul an. Organizațiile care au fost norocoase să aibă parte de un început pentru studenții de anul întâi fizic s-au putut și întâlni cu aceștia și au putut să ia un contact mult mai bun cu studenții de anul întâi și să creeze o legătură mult mai strânsă de la început. Dar e clar că și cei din online sunt sigur că vor reuși să facă acest lucru pentru că toată lumea este axată pe apropierea studenților de anul întâi de comunitatea academică din UPT și menținerea acestei apropieri și pentru studenții mai mari, pentru că nu ar trebui să uităm de ei, chiar dacă cei de anul întâi sunt cumva mai speciali, pentru că sunt o generație care încep în acest stil diferit și e clar că trebuie să ne axăm puțin mai mult și să prioritizăm acel grup de studenți. Pe lângă asta, există o comunicare constantă și între organizații și structurile din UPT, cum am zis și anterior, care trebuie să ofere materiale și să ofere input studenților. De exemplu, a existat săptămâna anterioară o discuție între președinții de organizații și CCOC, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, astfel încât aceștia să fie parteneri în acest început de an și să nu implementeze activități separate, să implementeze activități comune, astfel încât informația să plece de la aceiași oameni și studenții să înceapă să cunoască oamenii la care ar trebui să se adreseze în momentul în care au o problemă și cine le poate oferi suport în momentul în care ceva nu este clar. Într-adevăr, asta a fost destul de important. Au fost 2 zile foarte pline pentru anul întâi. Pot să certific acest lucru, fiindcă echipa de la
de la cel am făcut 6 ore cu fiecare student, adică 3.000 de studenți. Fiecare a intrat în cel puțin 6 ore de training și pentru activitățile online și de competențe digitale și de lucru cu resursele bibliotecii și de consiliere și să știe unde să se ducă, deci a fost foarte intens. Adrian Brehă, dacă vrei să mai adaugi cumva ceva pentru anul întâi, să-i inciți la ce vor veni și vom merge la medicină. Gabriel Orghici, am să te rog, sunt niște întrebări care am să te rog să răspunzi la ele în scris, dacă se poate. Mulțumesc! Adrian? Da, aș putea să spun că am fost alături de cei de anul întâi chiar de la admitere. Am fost voluntar la standurile de informitere, unde au venit studenții pentru a se înscrie. Și acolo am oferit toate informațiile pe care le aveam la îndemână atunci și de atunci am păsat constant legătura cu aceștia, am creat grupuri pentru care, prin care pot să adresez întrebări și din sesiunea din iulie și până acum și în sesiunea de septembrie am stat alături de studenți de candidați care aveau întrebări și voiau să afle mai multe despre cum va începe un universitar, cum va fi săptămâna inițiere, ce se întâmplă la cazare și așa mai departe. Ținând cont că și noi ar trebui să ne adaptăm, observând încet, încet cum va decurge anul universitar, în OSUT am început să creăm mecanisme, să creăm anumite ședințe sau evenimente care să le facă mai ușoară acomodare. Și pot spune că și OSUT va deveni puțin mai hibrid în perioada aceasta, fiindcă va trebui să ne mulăm foarte mult pe toate nevoile studenților. Mai exact, pregătim evenimente și în online, cât și fizice la Universitatea de Vest. Pe partea de reprezentare studențească pot spune că mereu venim cu inițiative și cu schimbări pentru regulamente. Vrem, în primul rând, să facem cunoscute studenților toate informațiile despre structura universității, despre cui ar trebui să se adreseze dacă au anumite probleme și, de asemenea, să venim cu noi idei. Suntem foarte deschiși în perioada aceasta și ne gândim din ce în ce mai mult să creăm evenimente pentru studenți, inventăm lucruri noi, ne inspirăm din alte părți și să putem să oferim cât mai mult pentru studenți. Fiindcă trăim cu toții o perioadă foarte dificilă, noi ca organizație, cât și conducerea universității, toată lumea se întâmpină cu aceste lucruri pentru prima dată și consider că în perioada aceasta trebuie să menținem comunicarea, indiferent că este vorba de un student din anul întâi sau un student din în an mai mare, terminal și așa mai departe, fiindcă dacă nu comunicăm, nu ne spunem problemele și nu știm cui să ne adresăm, nu putem să aflăm anumite detalii. Și de asta recomandarea mea celor de anul întâi este să nu le fie frică să întrebe orice. Întotdeauna adevărul este că asta e cel mai important lucru, să se comunice cât mai mult între studenți, între reprezentanții studenților și între cadrele didactice și tot. Bogdan George, haide să vedem cum a fost la medicină pentru anul întâi, că e mai dificil la anul întâi la medicină. La medicină pentru anul întâi, dacă este să fiu foarte sincer, a fost foarte atipic și, hai să spunem, trist pentru mulți dintre ei, pentru că, auzind din poveștile colegilor lor mai mari sau ale unor prieteni, dar anul întâi presupune intrare la anatomie, disecție pe cadavre, osteologie, laboratorul de biochimie, presupune intrare la cursuri și cunoașterea fizică, contactul interuman între colegii de grupă și de serie pe care îi vor avea 6 ani de acum încolo, dat fiind situația în care ne aflăm și modul de studiu, acest lucru nu a mai fost posibil live. Ce s-a făcut de către organizațiile studențești și ce se pregătește în continuare este ghidul bobocului cu care se începe în fiecare an, prin care noi prezentăm în principal un set de reguli din carta universitară pe care toți studenții trebuie să le respecte, un set de drepturi pe care studenții le au și cum se pot soluționa anumite situații legate de cursuri, de lucrări practice, de colocvii, de examene. Dar acest lucru iarăși este dificil întrucât, dată fiind modalitatea online și sesiunea, este posibil să fie și ea la rândul ei modificată ca și modalitate.
Ce este iarăși foarte important, așa cum a spus și Adrian, comunicarea. Există o comunicare foarte intensă între membrii organizațiilor studențești și studenții de anul întâi. Ei sunt, ca să zic așa, ca un fel de punte de legătură între universitate și studenții care abia au intrat în universitate, le stau la dispoziție oricând cu tot felul de sfaturi sau soluționare ale unor probleme. Și ce este cel mai important, se va trece la toate proiectele pe care SSMT-ul le avea în mod normal și în mediul online deocamdată. Primul ajutor în școli va fi mai mult teoretic, pentru că, vă dați seama, fiind și situația din școli restricționată de regulile stării de alertă, primul ajutor în școli avea, mă rog, ca și principal scop, învățarea unor noțiuni de prim ajutor pe elevii care studiază acolo, dar acest lucru e foarte dificil dat fiind toate restricțiile acestea, micii sanitari, iarăși niște noțiuni de igienă și, să zicem, sănătate publică și mai mult decât atâta, e foarte dificil să se facă practic. Mai există și Societatea Studențească de Chirurgie, SSCR-ul. Aici ei organizează tot felul de webinarii și transmisii live cu operații, deci cei care sunt dornici să meargă pe această cale a chirurgiei pot oricând să participe la respectivele webinarii cu un free badge și să vadă cel puțin live în video despre ce este vorba, fără a mai putea, din păcate, să pună mâna, să facă noduri, suturi și tot felul de workshop-uri, până când situația o va permite. Deci, mai dificil. Da, cred că este într-adevăr foarte dificil. La fel, cred că e și la medicină veterinară foarte dificil. Acum, ce pregătiți voi pentru anul întâi, Gabriel, la USAMVB? Pe scurt, te rog. Da, voi fi mai scurt de această dată. Cum am spus, anul întâi, 50% dintre studenți, printre care și cei din anul întâi, anul întâi și anii terminali, vor face parte din cei care vor veni fizic la laboratoare. Cursurile se vor ține online, dar partea de laboratoare și partea efectiv medicină veterinară în Facultatea de Inginerie Alimentară, Horticultură, se va face fizic cu ei. Pentru noi va fi puțin mai ușor. Am optat ca să intrăm în contact direct cu studenții anului întâi. Și așa le este lor greu că vin de acasă, se rup, să înceapă și totul online. Mi s-a părut foarte, foarte greu ca să poți să integrezi în ceea ce înseamnă mediul universitar, noua lor viață și primul pas spre independență. Da, într-adevăr, este așa puțin, mi-aduc aminte cum am fost eu, nu zic, cu 30 de ani, când am venit, mai mult de 30 de ani, de fapt, am venit în 88 student aici în anul întâi. Și a fost așa o rupere completă pentru noi. Bine, pe vremea era, nu se ocupa nimeni de tine, deci era foarte diferit de ce se întâmplă acum, dar tot a fost una dintre cele mai faine experiențe, prima lună de student. Dar eu sunt sigură că asta se poate repeta oricând și poate să revină și să dea Dumnezeu să fim toți sănătoși și întregi, că le vom face pe toate cu timp și cu răbdare. Am acum întrebările cele mai stringente și cea mai dureroasă pentru toată lumea este cazarea. Într-adevăr, cei mai mulți dintre studenți sunt din afara Timișoarei și au nevoie de cazare ca să poată participa la școală. Mulți dintre ei preferă și dacă școala se face online să vină în Timișoara și să se cazeze aici, fiindcă au mai mult acces la mai multe facilități. Politehnica din Timișoara, de exemplu, s-a deschis și biblioteca cu un număr redus de oameni, deci există mult mai multe lucruri. Plus că au acces la calculatoare, pot să vină să mai lucreze în calculatoarele din anumite laboratoare din sălile mai mari, deci și dacă școala se face online. Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu cazarea. Începem acum cu medicina. Să nu mai începem tot cu politehnica. Mergem la Bogdan Giurgiu. Cu cazarea, și asta iarăși a fost un motiv. Știu că a fost cel mai dureros sensibil, motiv la voi. Foarte, multe foarte petiții sensibil. Și etc. făcute pentru cazare la voi. Da, vă dați seama, pentru că toți acești studenți, nu numai de anul întâi, dar și ceilalți,
li s-a modificat foarte mult ceea ce presupunea viața de student, ce înseamnă să îți câștigi singur independența. Din păcate, dată fiind această situație și regimul în care noi ne desfășurăm activitatea, cel puțin până în data de 1 noiembrie, când se va face acea reevaluare, toate căminele destinate Universității de Medicină și Farmacie sunt momentan închise, deci nu se poate realiza niciun fel de cazare. Domnul rector a prezentat posibilitatea că se păstrează căminele cu doi în cameră, rezervate voluntarilor care vin în ajutorul medicilor din prima linie în luptă cu acest coronavirus, voluntari studenți, care iarăși pe această cale vreau să remarc numărul foarte ridicat al acestora, și s-a prioritizat din acest punct de vedere să fie cazați câte unul în cameră atunci când ei au avut nevoie de așa ceva, pentru că situația, și aici o să fac și o mică paranteză ca să înțelegem mai bine de ce s-a întâmplat acest lucru, situația din spitalele timișorene din punct de vedere al coronavirusului este destul de serioasă. Unul este spital principal, spitalul de boli infecțioase, iar celelalte patru, cu excepția spitalului de copii lui Țurcanu, sunt spitale suport COVID, ceea ce înseamnă că se pot interna numai pacienți cu COVID, cu urgențe, cu internare absolut necesară, oncologici, și restul internărilor nu intră sub incidența legii 55 din 2020. În aceste condiții, vă dați seama, mersul studenților între aceste spitale, care este foarte, foarte, foarte mult în cadrul unui semestru, deci practic mergem de la un spital la altul, ar reprezenta un factor de risc epidemiologic indubitabil. Și de aici și decizia care s-a luat. Însă, de la 1 noiembrie, dacă situația epidemiologică se mai îmbunătățește sau se ridică starea de alertă, se va ridica respectiva interdicție, iar cazarea se va face în 7 zile de la ridicarea stării de alertă a tuturor studenților care au aplicat pentru cazare la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Da, interesantă, să zicem, poziția pe care o aveți și cred că într-un fel foarte justă, mai ales în cazul special în care voi aveți de cazat foarte mulți studenți din anul 6, și chiar și rezidenți care stau încă în cămine și tot, și nu e așa de simplu, și nici nu sunt atât de multe cămine pentru medicină, și știu că aveți studenți străini care au venit deja și care și ei trebuie cazați, deci situația e mai dificilă. Delicată, foarte delicată. Da, exact, și înțeleg și poziția studenților care doresc să vină în Timișoara, dar o înțeleg și poziția instituțională că trebuie găsit răspunsul optim în această situație. Până la urmă, toată lumea a făcut apel la flexibilitate și și-a adus aminte, fără să fiu aici un pic mai poetic, de ceea ce spune un principiu foarte important din jurământul lui Hipocrate, primum non nocere, întâi să nu facem rău pacientului în slujba căruia ne punem. Și atunci noi putem să facem niște sacrificii tocmai pentru ca pacientul nostru, pentru care ne pregătim atât de intens, să fie într-o stare cât mai bună. Așa este. Dar la Politehnica din Timișoara sunt deja studenți în cămine, destul de mulți. E aproape plin prin campus. Alexandru Iliescu? Da. Noi, încă din semestrul anterior, din anul universitar anterior, am permis studenților care lucrează să rămână în cămine și studenților care cumva aveau probleme cu conexiunea la internet sau nu aveau resursele necesare acasă, să poată sta într-o cameră de cămin și să își desfășoare activitatea online, pentru că e important să îți poți desfășura activitatea online la același nivel la care ai fi putut să o urmezi și când era totul fizic. În momentul de față, în căminele din universitate, există cumva, o să o numesc, o cazare provizorie, pentru că este pentru cele 5 săptămâni care în mod normal se desfășoară în format full online, decât pentru cele 4 facultăți care au început fizic cu studenții din anul întâi. Există cazați studenții care sunt angajați, pentru că universitatea s-a gândit că ar trebui să le ofere totuși posibilitatea de a avea
un loc în care să stea, pentru că nu este neapărat vina lor că universitatea se întâmplă online și că firma în continuare cheamă fizic la lucru. În același timp, în căminele de tip modul, cu 5 locuri în cameră, sunt cazați câte 2 studenți în cameră. Sunt cazați studenții de la cele 3 facultăți din Timișoara care au început fizic și românii de pretutindeni. Acestea sunt puși într-un alt cămin, astfel încât să existe cămine cumva axate pe facultate. Există un cămin în care stau studenții de la chimie și mecanică, un cămin în care stau cei de la management și un cămin în care stau românii de pretutindeni. În momentul de față vom rămâne pentru perioada aceasta cu aceste cazări provizorii, după care vom încerca să modificăm aceste cazări provizorii, să ne folosim și de precazările pe care le-am făcut în timpul verii și să vedem modul în care se vor desfășura cazările și modul în care vor fi cazați studenții pentru restul anului universitar. Asta depinde și în funcție de cum se va desfășura anul universitar, pentru că noi ne-am propus un format hibrid, dar din ce preconizez eu și modul în care începe să desfășoare lucrurile în România, cred că vom ajunge, din păcate, cu toții la un format exclusiv online, pentru că numărul de cazuri începe să crească și riscul devine din ce în ce mai mare și asta putem observa deja la licee, grădinițe, școli, unde deja s-au împlinit aproape 2 săptămâni și lucrurile nu stau neapărat cel mai bine posibil. Da, într-adevăr, e o voce poate mai realistă, unii ar zice pesimistă, eu zic că mai realistă. Bogdan a fost mult mai optimist mai înainte în abordarea lui, poate. Aparent. Aparent, doar. Haideți să vedem, Gabriel Orghici, la USA MVB, cum cazați? Voi aveți norocul, sunteți un campus închis, așa, între garduri. Săptămâna trecută îi spuneam domnului prorector că mi-aduc aminte când eu eram student, am avut prieteni foarte buni la medicină veterinară și acum suntem prieteni, sunt medici veterinari și intram printr-o spărtură prin gard, așa, prin lateral, după stația de autobuz. Deci erau posibilități pe vremea aia. Acum nu știu cum or mai fi. Da, nu mai sunt garduri sparte. Sunt foarte bine monitorizate intrările și ieșirile. S-a refăcut infrastructura în ultimele 5 luni foarte, foarte mult, inclusiv intrarea studenților se face pe bază de card. Avem în fază de instalare turnicheți ca să poți intra, accesul va fi controlat cu cardul. Avem firma de bază care o avem prin contract și oamenii angajați de către universitate pe altă parte. Pe această parte stăm bine. Avem 50% dintre studenți vor putea veni și să se cazeze la noi deocamdată. Avem doar până acum 10 studenți în așteptare, în lista de așteptare. În rest am ocupat toate locurile pe care le-am pus la dispoziție. Aproximativ 725-730 de locuri, la normă sanitară de 2 studenți în cameră, cu cameră, pauză, cameră, pauză. Dacă mă înțelegeți, cu norma sanitară la dușuri și la toalete. Avem căminele 3 și 4 care sunt modul, de 2 camere pe modul și 3 camere pe modul. Pe această parte stăm bine. Stăm bine și după 7 săptămâni, când vor pleca anul 1 și anul 4, respectiv 1, 4 și 5 la medicină veterinară, vor veni anii 2 și 3, respectiv 2, 3 și 6 de la medicină veterinară. Vor face un schimb din săptămâna 8, 9, 10, 11, 12, 13 și 14. Vor continua ei online, cei care vor fi cazați în primele 7 săptămâni, și vor veni ceilalți ani să înceapă fizic treaba în universitate. Dar din acest punct de vedere suntem, spun eu, mai norocoși. Avem camerele de Erasmus, avem și foarte mulți străini, le asigurăm și acestora, celor care cer cazare, că de obicei străinii în partea asta noastră merg în chirii, nu știu, s-au dus din vorbă în vorbă, dar avem foarte mulți veniți și anul acesta la studii, la licență, din
țările pe programul de limbă engleză și franceză la cele două facultăți pe care avem și aceste programe de studii în limba franceză și engleză. Medicină veterinară, agricultură și Facultatea Inginerie Alimentară. Da, într-adevăr, văd că cel mai programul hibrid se referă în special la cei de la medicină veterinară. Probabil colegii de la agronomie, mai ales anii mai mari, cred că încep să mai meargă și prin ferme sau... La noi, începând din anul întâi, agricultura și nu numai, merg în fermele agricole cei de pe agricultură, merg în fermele horticole, respectiv pe teren cei de la silvicultură, în fondurile de vânătoare și pădurile pe care le deținem. Facultatea Inginerie Alimentară își desfășoară parte din practică în cantina universității, plus laboratorul de panificație și recent, probabil în noiembrie, mini-abator pe care îl avem pus la dispoziție pentru Facultatea de Inginerie Alimentară, medicina veterinară în clinicile noastre veterinare și respectiv în fermele zootehnice aparținătoare universității, bioingineria resurselor animaliere, unde e biotehnologia și zootehnia tot în fermele noastre și în fermele Smithfield, anul 5 medicină veterinară Smithfield la abatoare. Deci noi lucrăm din anul 1 cu studenții până în anul 6. Mergem da, și trebuie să-i aducem fizică. Dacă nu pui mâna, nu poți. Da, nu poți. Cred. Sunt considerate meserii vocaționale, de fapt. Și tot de meserii vocaționale vorbim și la Universitatea de Vest, unde de la drept la științe economice și fizică, să zicem, matematică, cei care pregătesc profesorii viitorului, până la arte... Sunt foarte diferiți studenții. Cum vor fi ei cazați în cămine și ce se va întâmpla? Adrian Breha. Da, practic ne apropiem de febra cazărilor. Chiar de mâine și poimâine, inclusiv și sâmbătă, vor fi cazări. Mai exact, ați pomenit despre domeniile vocaționale, dar cei care o să fie cazați, adică de la facultățile care vor face în mod hibrid, mai exact Facultatea de Arte și Design, Facultatea de Muzică și Teatru, Facultatea de Educație Fizică și Sport. Pe partea aceasta vocațională, suntem cu toții de acord că dacă nu punem mâna, nu prea avem cum să învățăm. De asemenea, pe partea apropiată de științele naturii, cum ar fi Facultatea de Chimie, Biologie și Geografie și Facultatea de Fizică, de asemenea necesită foarte multă interacțiune fizică pentru a învăța, pentru a asimila cât mai multe informații. Și pentru aceste facultăți, pentru studenții acestor facultăți, se va oferi cazare. Mai exact, începând de mâine, cei care stau momentan în căminele universității, pe vară, ar trebui să se mute în locurile noi alocate. Iar începând din 26, să fie ceilalți care vin, cei de anul 1, anul 2 și 3, și master inclusiv, pentru a se caza. Încercăm de asemenea să implementăm toate normele de siguranță, să fie distanțare socială, să ne asigurăm că și voluntarii noștri care o să ajute la cazare vor fi în completă siguranță. Și de asemenea, au fost cazați nu doar de la facultățile acestea, de la celelalte facultăți am înțeles situațiile care au venit din partea lor. Mai exact, a fost transmis un formular către toți studenții care aveau cursurile în online și am studiat fiecare situație în parte. De la probleme cu internetul, de la situații financiare precare, până la nevoia de a fi angajat în continuare și că ar merita și din punct de vedere al mediei. Am ținut cont de acestea și de asemenea ar fi să fie cazați începând de weekendul acesta. De asemenea, numărul locurilor de cazare a scăzut mai puțin de jumătate și majoritatea studenților au fost înțelegători dat fiind aceste norme noi. De asemenea, noi o să ținem foarte mult să informăm studenții în legătură cu noile norme de cămine, să ne asigurăm că toată lumea este în siguranță
Și, de asemenea, este o strategie pentru semestrul întâi. Luăm în considerare să schimbăm modul de cazare începând cu semestrul 2 și să vedem cum vor rămâne studenții încă mine pe parcursul anului universitar. Și, de asemenea, noi, cei de la USUD, o să ne asigurăm că putem să stăm alături de studenți în caz că apară anumite probleme, să putem să ajutăm. De pildă, dacă o să apară anumite cazuri de COVID, studenții respectivi ar fi să fie carantinați într-un alt cămin, iar studenții voluntari ar fi să ajute cu aprovizionare. Cam aceasta ar fi lucrurile despre cazare. A fost o perioadă foarte incertă în care am dat toate informațiile posibile, dar începând de mâine o să fie totul clar. Da, sper. Mai aveți câteva zile, așa sunt. Ultimul respiro acum, înainte de a începe cazarea. De fapt, cred că cazarea începe de mâine sau de poimine, dacă bine ține minte din ce am văzut. De mâine, da. De mâine. Adrian, erau întrebări aici și legate cumva pentru profesori, pentru viitorii profesori pe care îi pregătește Universitatea de Vest și până când, care se referă la cum sunt incluse elementele de predare online. Nu știu dacă tu poți să răspunzi la această întrebare. Eu să încerc să dau un răspuns din punctul de vedere al Universității Politehnica din Timișoara, unde în modulul pedagogic care se face, care e un modul întreg cu două etape, de fapt modulul 1 și modulul 2 pentru cele două semestre de pregătire pedagogică care e făcută de Departamentul de Pregătire Pedagogică de DPPD din Politehnică, există două cursuri care au elemente de tehnologie informaționale în ele și unul care se numește chiar așa. Iar, de exemplu, la masterul de tehnologie multimedia, am eu un curs de tehnologie instrucționale unde încercăm să-i pregătim pe viitorii tehnicieni care să lucreze, pe viitorii deja sunt ingineri care lucrează, să zicem, și vor putea să vină în sprijinul școlilor și a universităților de a-și găsi un loc de muncă în a sprijini tehnic și nu numai și instrucțional, să zicem, modul acesta de abordare. Pot să zic că inclusiv companiile au început să ne solicite din ce în ce mai mulți acest tip de specialiști care sunt tehnicieni specializați în predare online, în educație online și în sprijin, deci în comunicare, în prezentări online. Deci, într-adevăr, se mai profilează încă câteva, două, trei meserii care erau o breșă îngustă până nu de mult, dar devine o breșă destul de importantă. La Vest, cum este, Adrian, dacă poți să ne dai ceva informații? Da, a fost întrebare. Da, a fost un detaliu pe care l-am omis, voiam să spun încă de la început, referitor la pregătiri. Chiar și cadrele didactice trec în perioada aceasta prin pregătiri. Sunt puse la dispoziție foarte multe materiale prin care aceștia pot învăța cum să folosească platformele și, de asemenea, începând în perioada aceasta, vor și participa la training-uri și la cursuri pentru a-i forma să ofere cât mai bine informație în mediul online. Chiar au fost discuții la nivel de conducere a universității, cum să optimizăm orele astfel încât să nu fie necesară fix o oră jumătate sau două ore de curs, ci să primească studentul anumite lucruri dinainte de pregătit, iar cursul să devină o dezbatere liberă în timpul cursului. Această parte simulează și foarte mult pe ce promovează universitatea, mai exact Teaching and Learning Brand. Și noi, studenții, am vrea să încurajăm foarte mult partea aceasta, fiindcă de multe ori cursurile de o oră jumătate sau chiar mai mult nu își au mereu rostul, ținând cont că ar putea să primească dinainte multe informații și să le dea mai departe. Cum spun, multe cadre didactice sunt deschise, dar și pentru aceștia sunt toate instrumentele puse la dispoziție. Da, și fiindcă ne-a fost ridicată cumva această minge la fileu de două întrebări care au apărut în Q&A-ul din Zoom, am să întreb și pe ceilalți. Care este părerea voastră din punctul de vedere al educației digitale și a, să zicem, pregătirii cadrelor didactice pentru aceasta și cum vin ei în fața voastră și dacă colegii voștri, studenții, sunt pregătiți sau ce se face? Cum am zis, în Politehnică, mă rog, ne-am ținut peste 60 de ore de training cu cadrele didactice înainte și acum și cu anul întâi. Deci, cine vrea să răspundă primul?
Alex Iliescu, hai să vedem. Îți faci tu curaj, te vă frumos. Deci, și vă rog să fiți sinceri, că nu aici este, suntem chiar onești. Deci nu vă gândiți că vă ascultă profesorii. Cred că am spus-o și în ultimul webinar avut cu dumneavoastră. Cred că partea asta de trecere la online a însemnat o adaptare atât a studenților, cât și a cadrelor didactice. Și de ce zic atât a studenților? Pentru că, da, noi suntem utilizatorii mai înrăiți de tehnologie și de orice înseamnă tehnologie, dar, de fapt, predarea online nu înseamnă doar o tehnologie pusă la dispoziție și de aici încolo nu mai înseamnă nimic. Nu, predarea online înseamnă să transpui orice ce înseamnă predare fizică, partea de cooperare dintre cadrul didactic și studenți, în format online, lucru care este foarte greu. E clar că, fiind o trecere bruscă, pe care nimeni nu o preconiza, nimeni nu se aștepta la acest lucru, au existat anumite probleme sau de genul, nu știu, cadre didactice care poate, cărora poate le-a fost mai greu să folosească aceste aplicații online și nivelul de educație clar nu a scăzut, dar partea de comunicare a fost mai scăzută sau mai rară dintre cadrul didactic și studenți. În același timp au fost și studenți care, nu știu, s-au simțit, de exemplu, bulversați de toate aceste tool-uri online, pentru că este greu să folosești poate același tool sau, de exemplu, la noi în universitate, un lucru care s-a întâmplat și care e benefic că s-a întâmplat și e bine că acum îl folosim cu toții, folosirea platformei online, campus virtual, inițial nu era folosită de toate facultățile. Lucru care era normal pentru acele facultăți, dar în momentul în care totul s-a transpus online, a devenit o necesitate. Și acum toată lumea folosește această platformă online, lucru care, în momentul de față, crește comunicarea dintre cadrul didactic și studenți, pentru că toate materialele se regăsesc acolo, se face o comunicare mult mai directă, mult mai informală, dar care ajută, pentru că e una să trimiți un mail și alta să discuți printr-un chat direct cu cadrul didactic. În același timp, lucru care, nu știu, pe studenții din universitate de la noi și din fiecare facultate i-a interesat foarte mult, aici mă refer la studenții senatori, a fost necesitatea de a înregistra cursurile puse la dispoziție de către cadre didactice sau, dacă nu se făceau cursuri, să se pune la dispoziție anumite resurse. Dar când zic resurse, nu mă refer poate doar la un PDF sau un PowerPoint, mă refer poate la o înregistrare a cadrului didactic când explică anumite noțiuni sau desfășurarea unor întâlniri de tip Q&A între cadrul didactic și studenți. Pe noi, ca studenți, ne-a preocupat foarte mult introducerea unor astfel de reglementări și chiar și acum, înainte de începutul anului universitar, în ultima ședință de senat, am propus din nou acest lucru, doar că nu am reușit să votăm acest punct pentru că părerile erau foarte împărțite. Ne bucurăm să vedem că sunt cadre didactice care fac acest lucru fără să fie reglementat printr-un regulament. Și eu, dacă cumva sunt cadre didactice prezente aici și care ne privesc, îi îndemn să fac acest lucru pentru că prin acest mod se vor asigura că până și studentul care, nu știu, nu a putut ajunge la acel curs pentru că avea o problemă de internet, va primi același nivel de educație și aceeași calitate ca un student care și-a rupt, nu știu, din timpul de la lucru, să zicem, pentru că sunt și astfel de studenți, și a fost prezent la cele două ore activ. Și ce-i rog în același timp și pe studenți să înceapă la ședințele online de pe orice platformă pe care o folosește cadrul didactic, să-și deschidă camera, să-și pună poate un background virtual, pentru că doar așa se va păstra acea comunicare dintre cadrul didactic și studenți, ca și în desfășurarea fizică, pentru că e greu și pentru un cadru didactic, și asta chiar înțeleg, să vorbească unor cadrane care au un singur nume în ele. Este greu să faci, ți se pare că faci un monolog, mai ales dacă nu primești niciun răspuns din partea celor cărora le vorbești.
Da, într-adevăr, așa este, Alex, îți dau perfectă dreptate. Este foarte important, eu pot să zic că am peste 20 de ani de experiență de educație online și de educație digitală. Am fost și student, am fost și cadru didactic de mulți ani, așa, și pot să vă zic că cel mai important lucru, pe lângă partea aceasta de punere la dispoziție a resurselor, este această comunicare și această interacțiune. Și, cum ai zis tu, fie înregistrarea video, fie niște explicații, sunt foarte utile și foarte bune și mai ales răspunsul studenților. Eu cred și am promovat puternic în Politehnică și nu numai modelul Flip Classroom, adică să ai studentul înainte toate resursele, să știe ce va pregăti și ce va face și la curs și la laborator, să-i dai activitatea înainte și când vine acolo să aibă ce discuta. Că altfel e un monolog și nu suntem unidirecționali în transmiterea de cunoștințe, suntem parteneri în crearea educației și a cunoștințelor, iar eu chiar cred în acest lucru. Hai să vedem cum e pregătită medicina veterinară și cu agronomia pentru educația online. Răspunde după aceea Bogdan. Gabriel Orghici, te rog. Da, am recitit întrebarea doamnei Rodica legată de această parte. Da, pot să răspund acum din punct de vedere al studenților voștri. Deci, care era un răspuns, da, întrebare mai mult pentru vest. Da, da, pentru din punct de vedere al studenților noștri, clar, totul și nu numai al studenților noștri, al studenților la nivel național, aș spune eu, vedem acest trend care va duce învățământul în viitorul apropiat peste 50% în mediul online. Va trebui să fim pregătiți. S-au introdus digitalizările universităților, dar ca să culegi trebuie să semeni. În primul rând, eu aș cere o alocare la bugetul de stat pe partea de învățământ, strict ce privește online-ul. Studenții noștri, toți studenții, mă refer, nu numai ai noștri, sunt studenți deschiși, la minte, open mind, deștepți și se adaptează. Profesorii noștri sunt profesori cu suflet mare, care vor să învețe și să se adapteze la noile trenduri, cerințe de fapt impuse de acest COVID, dar trebuie ajutați și ei cu cursuri de formare, cu efectiv cu materiale, un laptop, o digitalizare a sălii, deci au nevoie de ajutor și aș da mult mai multă importanță DPPD-ului pentru formarea viitorilor profesori, să spun așa, a viitorilor cadre didactice. Ca să poată să toarne studenților, trebuie ei instruiți și ajutați. Da, într-adevăr, și eu sunt de principiu că trebuie să creez un ecosistem. Deci un ecosistem de educație digitală în care toată lumea funcționează într-un parteneriat și în care partea de resurse materiale e una, crearea de competențe și de cunoștințe și de politici și de modele e cu totul alta. Haideți să vedem că nu vreau eu să dau răspunsuri, eu sunt aici doar un moderator și trebuie să mă învăț cu lucrul ăsta. Bogdan George, hai să vedem cum e la medicină umană de data aceasta. În ce privește poziția studenților de la medicină umană privind această modalitate de desfășurare a cursurilor online, cu toții considerăm că este nevoie cel puțin de o perioadă de acomodare pe care am avut-o o bună parte dintre noi semestrul trecut, dacă nu și de un modul în care să se instruiască și cadrele didactice, dar și studenții cum să utilizeze respectivele resurse. Cred că este foarte important, mai ales la acele stagii la care se discută, de exemplu, cazuri clinice, întrucât contactul cu pacientul nu mai poate să fie menținut fizic, dar pacientul poate fi adus în încăperea respectivă în care se află asistentul de stagiu și să-i se facă anamneză pe această cale, să se prezinte cazul și celorlaltor studenți, să se înregistreze și acest lucru se poate face, cazurile respective, pentru că se merge foarte mult pe un interactive learning. Noi trebuie să încercăm să integrăm informația pe care noi ne însușim și să o aplicăm. De asta era, de fapt, rostul stagiilor în spital, să aplicăm și să ne formăm niște deprinderi pe pacienți și să vedem cum funcționează și la ce folosim aparatura medicală și
respectivele resurse pe care domeniul medical le are. Este iarăși foarte important și acest lucru se face deja la respectivele stagii clinice la care presupun intervenții, să zicem, intervenții chirurgicale, imagistică, intervenții endoscopice. Acestea se fac, cum să zicem, se streamuiesc live și respectivii studenți care au stagiu pot să vadă în timp real procedura explicată de un asistent care fie efectuează respectiva procedură, fie este lângă cel care o efectuează și le explică studenților și îi poate întreba în timp real. Deci, cu alte cuvinte, se încearcă o păstrare pe cât posibil a experienței clinice pe care noi o aveam, cu toate că ea, dacă este să fim realiști, nu poate să se întâmple în mod real, pentru că contactul fizic, așa cum a spus și colegul meu, Gabriel Orlic, de la medicină veterinară, fără să pui mâna și să-ți faci niște deprinderi, nu poți să profesezi din punct de vedere medical. Și asta se face și în cadrul rezidențiatului. Deci, noi suntem de părere că sunt binevenite niște cursuri de pregătire în utilizarea respectivelor resurse online. Feedback-ul iarăși este foarte important. În cadrul universității noastre există o comunicare de tip poștă electronică cu răspuns în maximum 24 de ore din partea celor care au pus la dispoziție soluțiile tehnice și cu feedback care presupune că există o comisie de evaluare a calității în educație care poate oricând să se conecteze la un LP sau la un curs și să evalueze calitatea sau să soluționeze respectivele probleme și să le identifice spre a le rezolva ulterior. Da, într-adevăr, este foarte, foarte important această interactivitate care trebuie să existe și sunt sisteme medicale avansate care permit interactivitatea, chiar operațiile și consultul de la departe, din depărtare, adică online și remote. Deci, probabil sunt scumpe, foarte scumpe chiar unele dintre ele, dar, da, și investiția este foarte mare și pe un sistem medical care deja s-a pus presiune foarte mult în ultima vreme. Dar haideți să vedem ce puteți face voi, organizațiile studențești, ca să veniți în sprijinul studenților și nu numai celor din anul întâi. Cum veți fi alături de ei acum, mai ales că sunt în online și multe dintre activitățile, festivalurile, inclusiv Balul Bobocilor și o grămadă de alte activități pe care le organizați, vor fi mult mai dificil de făcut. Ce planuri aveți? Cine începe? Alex, Alex Iliescu, te rog. Pot să încep eu? Da? În momentul de față pot să vă zic cumva cam un cadru general ce se dorește în UPT, pentru că nu activez direct într-o organizație, am făcut acest lucru până acum câteva zile, dar știu că toate organizațiile s-au pregătit și și-au pregătit activitățile astfel încât să le poată muta în online și să rămână la fel de active și cu un volum de muncă și un volum de informații oferite studenților la fel de ridicat. Noi în UPT suntem prezenți la toate ședințele pentru, cel puțin eu, sunt prezent la toate ședințele pentru a vedea ce putem să facem pentru studenți, discuții pe partea de direcție socială cu tot ceea ce înseamnă cazare, cantine și așa mai departe. Iar organizațiile, din ce știu eu, au început să ofere deja materiale studenților, să-și pregătească prezentările și partea de recrutări în format online, să creeze proiecte hibrid, pentru că poate în viitor, mă refer la lunii următoare, vom putea desfășura și proiecte cu un număr limitat de oameni, dar și fizic, și atunci să existe un format hibrid pentru cei care doresc totuși să participe la proiect, dar vor să facă acest lucru în mod online. Sunt multe activități pe care totuși, nu știu, nu te gândești cum ai putea să le transpui în online. Și a zis foarte bine, Balul Bobocilor. Chiar dacă l-ai face în online și să zicem că găsești un mod de a face acest lucru online, pentru că am găsit până la urmă moduri să facem și team building-ul online, nu va fi aceeași experiență. Iar Balul Bobocilor era o experiență care, da, își avea sensul din punctul meu de vedere doar în format fizic. Și, din păcate, pentru studenții de anul întâi,
anumite activități care, de care au auzit de la colegilor mai mari, nu se vor mai întâmpla din punctul meu de vedere. Până la urmă, ține de organizație și poate ele vor găsi o soluție pe care eu nu o văd în momentul de față. Totuși sunt optimist că se vor gândi alte activități, astfel încât ei să nu aibă o viață studențească diferită și să își păstreze același nivel de entuziasm pe tot parcursul studenției. Pentru că eu cred că doar prin aceste organizații studențești putem să le oferim studenților acele lucruri care să le mențină entuziasmul pe parcursul studenției și să simtă că studenția nu înseamnă de fapt doar partea asta de educație pe care o primești de la un cadru didactic. Da, așa este. Este crearea unei comunități, de fapt, și este și o chestiune de networking. Când eram în Anglia și eram și student acolo, mi se zicea că mulți se duc la universitățile bune, nu atât pentru educație, că de la un anumit nivel încolo diferența nu prea mai există, ci pentru networking, că te întâlnești cu oamenii cu care după aceea vei lucra în alte poziții, în anumite situații. Și cred că și asta trebuie creat, această comunitate în online de studenți foarte bine. Bogdan? Hai să vedem. Bogdan Giurgiu. Ce face organizația mediciniștilor, care s-a implicat mult acum cu studenții voluntari, cu tot, dar ce mai pregătiți pentru ei ca să creați o comunitate, ca și cei care intră sau sunt în anul 2 să se simtă uniți? Integrați, da. Da. În primul rând, aș spune că majoritatea studenților, dacă nu chiar toți, de anul întâi sunt foarte dezorientați în ceea ce privește modul de desfășurare al activităților, atât didactice cât și studențești. Ei erau și în mod normal într-o oarecare măsură, dar acum s-a amplificat foarte mult datorită acestei pandemii. Organizațiile studențești, SSMT, EMSA și SSCR, vin în sprijinul lor spre a-i familiariza mai mult cu toate acele proiecte care se fac în mod clasic, care au fost mutate în modul online. Și mai mult decât atât, așa cum ați spus și dumneavoastră, de partea de networking. Și aici o să pun un pic accentul pe partea de networking în medicină, pentru că conceptul de networking presupune de fapt modul în care noi lucrăm și rezolvăm anumite cazuri. Pacientul este văzut de către o echipă medicală, nu de către un singur specialist, pentru că el are mai multe probleme care țin de mai multe specialități și atunci ele trebuie echilibrate și rezolvată cauza pentru care acesta s-a prezentat. Și acest lucru este imperios necesar să se păstreze și să se creeze, în primul rând, o legătură, o conexiune interumană între viitorii colegi. Asta este foarte important. Lăsând la o parte balul bobocilor, care, da, este foarte trist că nu se va putea întâmpla, și fac aici o mică paranteză, și studenții de anul 6 care au terminat acum și au absolvit, nu au putut să-și țină banchetul în formatul normal și l-au ținut în format online și au existat păreri împărțite, dar în final a fost o experiență plăcută. Ce este cel mai important este ca cei care participă și la aceste evenimente și la comunitatea care urmează să se formeze să își facă niște conexiuni interumane prin care mai apoi să lucreze, să își cunoască colegii, să își deprindă acele skills-uri de a lucra în echipă, a avea flexibilitate, a te adapta unor provocări, a fi voluntar. Și aici cred că o să pun accentul foarte mult, pentru că o să se pună foarte mult accentul pe acele activități de voluntariat, numai cele care presupun activitățile din spital pentru anii mai mari în sprijinul luptei cu coronavirusul, ci și pentru partea logistică, partea de materiale, pentru că spitalele, din păcate, sunt puse într-o presiune foarte mare și pe această parte, întrucât resursele pe care le consumăm noi acum cu pandemia sunt foarte, foarte, foarte multe și costă foarte mult, dar nu numai atâta, ele trebuiesc și pregătite și prelucrate spre a fi utilizate optim ca să câștigăm timp. Și atunci încercăm să dezvoltăm studenților care participă în aceste activități spiritul de voluntariat, spiritul de echipă și spiritul de a face
o muncă pe care o depunem cu toții în mod constant pentru a îmbunătăți situația și a depăși un moment dificil, lucru pe care îl întâlnim și în viața de zi cu zi și înaintea pandemiei în medicină de atâtea ori. Practic, așa este. Colegii da. Noștri sunt cumva ca și frații noștri, așa cum spunem în jurământul lui Hipocrate. Da, așa este. Într-adevăr, Bogdan, ai dreptate. Activitățile de voluntariat se formează uneori la unii din liceu, la alții de ori în facultate și cred că este una dintre lecțiile cele mai bune pe care le pot învăța cu ajutorul organizațiilor studențești. Iar aici, Universitatea de Vest, într-adevăr, are foarte multe activități și pe care le organiza de voluntariat. Adrian Breha, ce veți face voi, OSUT-ul, pentru a fi aproape de studenți și ai îndemna să fie o comunitate cât mai unită? Noi ne-am adaptat încă din vara aceasta proiectele pentru studenți și chiar și pentru elevi. StudentFest, festivalul organizat de OSUT, a fost în format hibrid, atelierele ținuți în online și anumite evenimente fizice pentru studenții care erau în Timișoara și tinerii doritori de cultură, cât și Universitatea noastră de vară, de asemenea, s-a ținut complet în online, dar cu posibilitatea de a aduce câțiva meritoși, dacă pot spune așa, la Timișoara în perioada aceasta ce ar urma. Viitorul este destul de incert, dacă pot spune, fiindcă, de asemenea, ne pregătim, punem la cale toate proiectele, toate activitățile pe care le facem, să fie hibrid, să fie disponibile pentru toată lumea, dar de multe ori ne oprim la anumite obstacole, cum să ne asigurăm că avem toate siguranțele, toate normele de siguranță impuse, cum ne asigurăm că în online ne va auzi toată lumea, cum ne asigurăm că informația pe care o transmitem este bine receptată, mai ales că noi, ca organizatori de evenimente, ne întâmpinăm cu aceeași problemă care se întâmpină și cadrele didactice. Camere închise, nu răspund la întrebări și așa mai departe și de multe ori ne scade motivația, dar continuăm. Nu o să fie niciodată cazul în care să oprim ceva care considerăm că ar fi benefic pentru studenți, fiindcă ar fi prea multe obstacole. Dimpotrivă, o să continuăm să perseverăm, să ne adaptăm proiectele și să venim și cu noi activități pentru studenți, pentru a afla cum ar trebui să fie o viață de student normală și de asta îndemn pe toți studenții și tinerii să intre la evenimentele online pe care le desfășurăm. Poate că multă lume s-a săturat de acest tip de evenimente, dar organizațiile, și nu vorbesc doar pentru multe organizații, mulți voluntari din țară pot spune că organizează în perioada aceasta evenimente și încearcă să le facă cât mai calitativ posibil. Și de asta invit pe toți să participe la acestea, fiindcă tinerii din zilele acestea chiar se străduie să transmită informații utile, să învețe mai departe și să transmită și spiritul de voluntariat și, de asemenea, să-i apropie față de ei. Fiindcă, până acum, cel puțin și când a fost starea de urgență, am observat distanțarea aceasta față de membrii organizației, față de studenți și am preferat că de acum încolo să putem să-i ținem cât mai aproape. Da, așa este, această distanțare care se formează. Poate că o să învățăm să o depășim cu tot felul de alte activități. În hackathonul pe care l-a organizat în mai Comisia Europeană numit EU versus Virus, în care au fost peste 20.000 de oameni din Uniunea Europeană și nu numai implicați din peste 60 de țări, de fapt, s-au creat foarte multe aplicații, multe dintre ele exact pentru asta, pentru a putea comunica online, pentru a putea face team building online, pentru a ține party-uri online și cred că multe dintre ele se vor regăsi în curând și pe piață și își vor găsi locul. Gabriel Orghici, ce veți face voi pentru a-i uni și mai mult pe studenți și a-i ține aproape? Bineînțeles, balul bobocilor, evenimentul mult așteptat de toți bobocii din toate... Și care era de așa, poveste întreagă la voi. Da, la noi era cu mare fas, ca în celelalte universități de altfel.
Nu știm dacă îl vom putea organiza acest an sau să vedem în ce măsură îl vom putea organiza, ținând cont de regulile de distanțare și numărul de studenți prezenți. În principiu am dorit să le facem, dar la nivel mai mic. Bineînțeles, chefurile din cămine va fi greu să le oprim, cel puțin să le mutăm undeva în aer liber și să responsabilizăm studenții. Deci ei sunt cei care ne vor putea ajuta cel mai mult. Pe probleme studențești, Liga Studenților, cu cei putem ajuta și îi ajutăm, suntem direct implicați în colaborarea cu decanii tuturor facultăților și cu decanii de an și șefii de an. În preîntâmpinarea posibilor probleme și în rezolvarea problemelor care pot apărea pe parcurs. În rest, îi așteptăm să vină, să colaboreze și să ne dea o mână de ajutor mare. Și cum știu toți colegii mei din organizațiile studențești, pe zi ce trece activitatea de voluntariat este tot mai greu să o desfășori, fiindcă sunt tot mai puțini studenți, din păcate, care doresc să se implice. Da, într-adevăr, cred că trebuie format această, cum să zic, înțelegere că activitatea de voluntariat este una care pe toată durata vieții și care îți aduce satisfacții, zic eu, din perspectiva unuia care o face de mulți ani, mult mai mari decât timpul pe care îl pui la bătaie, uneori și banii sau alte resurse. Da, și fiindcă suntem tot la tine, Gabriel, haideți că a mai rămas un subiect așa sensibil pentru studenți de discutat, dacă puteți să discutați asupra lui, bineînțeles. Bursele. Cum se vor da bursele? Ce se va întâmpla cu ele? Și dacă știți cum, ce, efectiv, pentru că au fost foarte multe întrebări în webinarul de săptămâna trecută legate de burse. Din informațiile pe care le dețin în acest moment, nu știu să se fi sistat fondurile de la Minister pentru fondurile de burse. Anul trecut au fost niște fonduri foarte generoase, cuantumul fiind foarte mare, și ce știm până acum, se vor da în continuare. Sunt cele trei tipuri de burse, ca în toate universitățile de altfel, sociale, de merit și performanță, cuantumul fiind diferit. Dacă e nevoie și spun cuantumul burselor de la noi universitate, bănuiesc că este cam același peste tot. Cred că e același, da, peste tot, da. Social 600 de lei, merit 800 de lei și performanță 1500, cei cu nota 10. Da, așa este. Socialul tipul studiilor, performanța și meritul pe cele 12 luni. Așa este. Dacă vreunul dintre alți colegi știe să zică ceva despre burse sau are alte categorii de informații despre cum se vor da bursele sau procedurile, dacă s-au stabilit sau așa ceva. Să e prea devreme încă. Alex, te rog frumos, Alexandru. Că văd că... Cred că este și prea devreme să vorbim despre burse, pentru că de obicei în primul semestru bugetul se stabilea de la stat destul de târziu și de aceea existau cumva niște întârzieri la început și banii intrau undeva prin noiembrie, decembrie și pentru luna octombrie, de exemplu. Dar cred că asta este general valabil pentru că, adică este general valabil pentru cei care oferă burse semestrial și nu anual. Cel puțin la noi în universitate am întâmpinat această problemă și semestrul anterior și a trebuit să adaptăm procesul de strângere a dosarelor de bursă socială, pentru că doar acolo se strânge dosar, a trebuit să-l adaptăm în online, lucru care probabil se va păstra și în momentul de față dacă, adică a trebuit păstrat oricum, chiar dacă se va iniția acel scenariu hibrid, pentru că nu toți studenții sunt fizic în același timp la universitate și atunci e normal să le oferi șansa de a beneficia de acea bursă socială trimițând un dosar online. Personal nu știu să existe discuții despre burse și despre sistarea lor sau diminuarea lor. Nici nu mi s-ar părea normal să existe acest lucru în contextul actual, pentru că e greu pentru toată lumea în momentul de față și cred că, mai ales pentru cei care sunt cazuri sociale, acele burse chiar sunt de un mare ajutor în contextul actual.
dar cred că și pentru ceilalți care învață extrem de mult pentru acea bursă, să li se sisteze un astfel de merit nu ar fi deloc ok. Da, te rog frumos, dacă vrei să zici, Gabriel, ceva. Da. Din punctul meu de vedere, anul acesta s-au tăiat banii pentru taberele studențești. O grămadă de bani s-au dirijat către COVID. Deci niciun student nu a beneficiat de nicio tabără, să ne înțelegem. Ar fi o lovitură prea mare să se umble la bugetul burselor prin tăieri. Dimpotrivă, eu aș cere majorarea burselor sociale. Și știu ce spun. Majorarea burselor sociale. Fiindcă ne-au luat banii, ne-au luat banii de pe vacanțe și avem foarte mulți studenți meritoși care nu și-au permis să meargă într-o vacanță, că n-au avut o tabără. Fiindcă nu toți studenții sunt din familii cu potențial economic ridicat. Și atunci mi s-ar părea o mare nedreptate să se umble la burse în jos. Dimpotrivă, aș face o solicitare pentru creșterea burselor sociale. Sperăm că ne și aude cineva. Așa este. Adrian, știu că și tu ai vrut să răspunzi ceva. Sunt de acord oarecum și cu Alex. Este cam de vreme să vorbim de burse, dar chiar și în perioada aceasta la Universitatea de Vest se discută despre mărirea bursei sociale. În primul rând că avem în vedere faptul că mulți studenți poate nu mai au o situație așa de bună financiară din cauza pandemiei și ar trebui să îi susținem. De asemenea, pe lângă burse, sunt gândite și anumite mecanisme prin care studenții ar putea să fie încurajați, practic, ori printr-o bursă sau, de asemenea, să le fie alocat o sumă de bani pentru a achiziționa niște device-uri sau câteva sau posibilitatea de a veni, de pildă, la Timișoara și să participe la cursuri. Sunt tot felul de metode de a motiva studenții în continuare pentru a participa și pentru a excela. Și de asemenea, bursele de performanță, de merit, se vor păstra în continuare. Discuția va rămâne la bursele sociale. Și de asemenea, așa consider și eu că ar trebui să fie crescute, dar depinde foarte mult de decizia universității. Da, într-adevăr, decizia universității contează. Bogdan! Da, la noi este un pic precoce să vorbim despre burse. Din câte cunosc eu, metodologia de acordare a burselor nu s-a modificat și există cam aceleași criterii, așa cum a spus și Gabriel, nu s-a modificat nici în vreun sens să se redirecționeze banii alocați burselor către alte fonduri de la bugetul de stat. În general, cam prin octombrie, după 20, se afișau toate bursele și cine s-a încadrat la o anumită categorie sau la alta. Îl susțin foarte mult pe Gabriel în ceea ce a spus cu majorarea cuantumului burselor sociale, întrucât pandemia aceasta de COVID a afectat foarte multe categorii profesionale și ale părinților și ale celor care îi sprijină financiar pe studenții care se află la aceste universități, mai ales la universitățile cu program de studii prelungite, întrucât este necesar un sprijin financiar foarte îndelungat. Nu, de exemplu, la medicina umană nu prea poți să te angajezi pe perioada cursurilor și stagiilor, întrucât trebuie să fii prezent fizic, în cazul nostru online, și să înveți foarte mult. Deci e foarte dificil, foarte puțini colegi au practicat acest lucru, care s-au aflat în situația unei burse sociale și acestea cred că sunt binevenite spre a ușura, în primul rând, accesul spre niște facilități și niște resurse pe care ei trebuie să le aibă și, în al doilea rând, spre a motiva și studenții aceia care ar putea să se ofere voluntari și să ajute la soluționarea acestei pandemii, întrucât observăm că lucrurile nu o iau într-o direcție foarte bună. Și aici o să fac o mică paranteză cu optimismul. Eu
tind să fiu optimist, dar date fiind datele pe care le avem și fiind în legătură și cu profesorul de epidemiologie, domnul Popovici, există o tendință de creștere a ratei bazale de reproducere. Asta ce înseamnă? Că crește capacitatea ca un om infectat cu COVID să dea la mai mulți oameni. În momentul de față undeva pe la 1,2 și practic dacă luăm numărul de teste și îl înmulțim cu această rată, vom avea estimativ numărul de cazuri și există o tendință crescătoare. Deci pandemia s-ar putea ajunge și în acea situație prezentată de domnul rector Crețu, în care noi să fim chemați și să intrăm așa cum foarte mult ne dorim în spitale, numai că în niște condiții foarte extreme, și să ajutăm la soluționarea respectivelor cazuri. Nu este un secret, foarte mulți pacienți care sunt internați la infecțioase și sunt cazuri mai ușoare, sunt redirecționați spre alte spitale, ba chiar și alte județe. De exemplu, nu puține au fost cazurile de COVID stare ușoară sau medie care au fost direcționate în județul Arad. Deci ca să vă închipuiți cam pe unde ne aflăm în momentul de față și alegerile încă nu s-au desfășurat, sezonul gripal nu a început încă, îl așteptăm cu interes și cu optimism. Cu interes? Da, cu interes, pentru că trebuie să luăm toate măsurile de prevenție pentru ca acesta să nu răutățească situația. Este mai imperios decât oricând să facem aceste lucruri și fac un apel, dată fiind și profesia pentru care mă pregătesc, la profilaxie, la respectarea normelor de distanțare, de igienă, care ar trebui să fie obligatorii și în condiții normale și mai ales la vaccinarea antigripală, mai ales a categoriilor sociale care interacționează cu oameni, casieri, polițiști sau cei care merg fizic la birou, cei care au copii, cei care sunt educatori și a cadrelor didactice care fac în domeniul universitar și preuniversitar în modul hibrid și normal. E foarte important acest lucru ca să depășim cu toți această pandemie și să putem să beneficiem de lecțiile învățate în această pandemie într-un context mai favorabil. Da, eu mă bucur și mă bucur de răspunsul tău foarte responsabil și sper că această responsabilitate asupra vieților și a vieții tuturor din jurul lor se va transmite și celorlalți studenți care ne urmăresc și colegilor voștri și cred că acesta este principalul mesaj pe care organizațiile studențești ar trebui să-l transmită. Să fiți cât mai responsabili și cât mai maturi și să înțelegeți că nu doar un chef și o petrecere este viața de student și că dacă ai grijă de tine și de toți, vei avea vreme de chef și de petreceri și după aceea de numai. Deci zilele n-au intrat în sac și întotdeauna se poate mai bine. Dar haideți să încheiem cumva într-o notă mai optimistă și întotdeauna în aceste webinarii, când sunt eu moderator cel puțin, am o, să zicem așa, o solicitare, o rugăminte ca fiecare dintre participanți, vă ridicați, vă deschideți acum toți microfoanele fără probleme, să-mi spună un singur cuvânt, vedeți, unul singur, care reprezintă dorința lui pentru viitor. Hai să zicem pentru anul universitar 2020-2021. Sau măcar primul semestru. Hai să nu ne ducem așa în parte. Primul semestru din acest an universitar. Un cuvânt. Haideți! Eu aș zice inovare. Fiindcă este nevoie de foarte mult inovare în perioada aceasta. Gabriel? Responsabilitate. Bogdan, Alexandru? Eu aș spune empatie. Alexandru? Cumva vine tot din zona de inovare, deci dezvoltare. Foarte bine. Inovare, dezvoltare, responsabilitate, empatie. Eu aș mai zice comunicare. Și cred că încercăm să fim cât mai aproape unii de alții, să fim împreună online. Vă mulțumesc mult tuturor și pentru răspunsurile pozitive și pentru gândurile bune și pentru responsabilitatea cu care abordați funcția pe care o aveți într-un fel, dar și răspunsul și grija față de studenți și față de sistemul educațional sau cel sanitar din Timișoara mai ales.
Vă doresc mult succes în anul universitar, care a început pentru unii, va începe foarte în curând pentru ceilalți. Să ne vedem cu toții cu bine și ne vedem miercurea viitoare la al 14-lea webinar împreună online, în care vom avea în special asociația IEEE în centrul discuției și a prezentărilor. Vă mulțumesc foarte mult! Toate cele bune tuturor! Baftă în anul care a început academic și multă sănătate! Mulțumim asemenea! Asemenea! Toate cele bune! Toate cele bune! Multă baftă!